dimineață să fie o dimineață mai altfel ca altele dimineți, ca fiecare să poată pune dorința și îndemnul. Și cred că fiecare la rândul nostru venim aici în fața dumneavoastră și vă vestim Cuvântul lui Dumnezeu și căutăm, și așa trebuie să fie, îl vestim raportat la nevoile bisericii. La ceea ce are nevoie biserica. Și auzeam, pentru că să știți că așa este. De multe ori auzim cuvântul și nu luăm seamă la el. Ni se vorbește ceea ce auzim astăzi, poate ni s-a vorbit și acum 2-3 ani, 5 ani în urmă, și tot nu căutăm să ne îndreptăm, frați și surori. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, pentru că ne trăind după Cuvântul lui Dumnezeu și având doar cartea aceasta în mână, doar ca un simplu obiect, nu ne va fi de niciun folos. Dar dacă îl vom avea, cartea aceasta și cuvântul acesta ca pâinea și apa pe care o bem în fiecare zi, cu siguranță ne va duce și vom ajunge în cerul unde Domnul Iisus Hristos însuși El a spus că ne va pregăti și ne pregătește un loc să fim cu El acolo. Și Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Nu știam la ce subiect, nu știam la ce să citesc și mi-a trecut gândul și mi-am oprit asupra acestui pasaj din Efeseni și spune autorul acestei cărți și spune, pentru că și din ceea ce vedem, epistola către Efeseni vorbește Apostolul Pavel și cred că ni se potrivește și nouă astăzi, așa cum ni s-a potrivit în vremea aceea, ni se potrivește în mod deosebit și nouă la fel. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în prima parte a acestei cărți, în primele trei capitole, vorbește Dumnezeu despre bogăția slavei, bogăția slăvirii și bogăția bisericii pe care sunt, o are și care noi nu luăm seama, frașilor. Apoi, în a doua parte, așa cum am citit, Dumnezeu vorbește despre, din capitolul 4, Dumnezeu vorbește despre umblarea în biserică. Apoi, umblarea în sfințenie. Apoi, umblarea acasă și la locul de muncă, la locul oriunde am fi. Și apoi, nu în ultimul rând, așa cum frații au spus, noi suntem aici pe un câmp de luptă, umblarea în lupta noastră de zi cu zi și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta să putem să ieșim biruitori până la cap. Pentru că dacă vom fi biruitori și vom trăi după cuvântul și adevărul lui Dumnezeu, pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa de minunat și ceea ce am citit în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne ajute, pentru că spune versetul 25, de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună apropiului său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Dacă nu este adevărul între noi, să știți că nu este nimica. Adevărul este Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele Său, care vrea să ne îndrepte pașii noștri în fiecare zi prin cuvântul Său, de a trăi o viață în sfințenie, pentru că spune Apostolul Pavel, iată dar, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiți păgânii de șertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Și cu regret am putea să spunem, frați și surori, pentru că încă și în zilele de astăzi, printre copiii lui Dumnezeu, oamenii, chiar și cei ce se numesc pocăiți,
mai trăiesc în felul acesta al deșertăciunii, în felul acesta de gânduri în care trăiesc păgânii, în faptele lor, și Dumnezeu să ne păzească, să ne curățească. De aceea ne vorbește și spune mai departe, ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de data de sfârnare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurățire. Vedeți, s-au părăsit adunarea. Mulți dintre cei ce au fost pe aici nu-i mai vezi. Și mă gândesc la cuvintele acelea când au încheiat un legământ cu Dumnezeu și în apa botezului și slujitorul Domnului, păstorul, prezbiterul întreabă, până când vrei să-i slujești tu, Domnul Iisus? Și printre altele, unii spun până la moarte. Plecând din casa lui Dumnezeu și nefăcând voia, trăind în aceste fapte, acești oameni mor. Mor și vor rămâne morți în continuare atâta timp cât se complac în lucrurile din lumea aceasta. Pentru că spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de om. Dacă nu te dezbraci de omul cel vechi, unii dintre cei ce încheie legământ în apă botezului, chiar dacă ei poate cred în mintea lor că intrând în apă vor fi mântuiți, au scăpat de iad și vor fi cu Domnul Iisus în cerul. Dar viața lor nu s-au schimbat. Felul lor de viețuire este același. Intră în apa botezului cu idolilor, intră în apa botezului cu obiceiurile lor, intră în apa botezului cu anumite lucruri care s-au întâmplat în viața lor și nu s-au schimbat. Și ei cred că vor ajunge în Raiul lui Dumnezeu. Și spune mai departe, și să vă roiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Să ne îmbrăcăm, frați și surori, în omul cel nou. Amin. Și omul cel nou este de a trăi adevărul lui Dumnezeu. Amin. De a trăi cuvântul lui Dumnezeu. De a trăi după ceea ce Dumnezeu ne-a trasat calea prin Domnul Iisus Hristos, pentru că spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Cred că dacă ar veni Apostolul Pavel în mijlocul nostru, ar scrie la fel și pentru noi o astfel de epistolă. O astfel de epistolă cu poate aceleași cuvinte identice care sunt scrise aici. Pentru că, să știți, nu este departe de noi. Lucrurile acestea pe care se întâmplă și cu părere de rău o spun, se mai întâmplă și în mijlocul nostru, fraților. În mijlocul bisericii de astăzi. În mijlocul pocăiților. De a spune mai departe, de aceea, lăsați-vă de minciună fiecare din voi. Amin. Să spună aproapele său adevărul. Este că de atâtea ori este greu să spunem aproapele noastre adevărul. Așa e. Mulți dintre noi, să știți, frați și surori, și o spun cu toată certitudinea, căutăm să ocolim adevărul de a nu străca unele prietenii dintre noi. Căutăm să spunem adevărul de a nu ne scoate pe unii dintre noi din anumite cercuri, din anumite grupuri, din anumite prietenii, frați și surori. Și mai bine lăsăm pe fratele să trăiască poate în păcat, poate în nelegiuire, poate într-o purtare nu după cuvântul lui Dumnezeu, lăsăm să se întâmple lucrul acesta datorită unei agreații între noi și Domnul să ne păzească de astfel de lucruri, pentru că Dumnezeu vrea adevărul de la noi, Dumnezeu vrea ca fiecare să trăim într-o unitate, învățând pe frați ceea ce este bine, pentru că până la urmă spune cuvântul lui Dumnezeu, adevărul acesta care ne învață și știm bine aceste versete, pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa, dacă toată Scriptura este însuflată și știm, am auzit de atâtea ori, spune, este de folos în primul rând să învețe să ne învățăm unii pe alții, în dragostea lui Dumnezeu,
să ne învățăm în trăirea Cuvântului Dumnezeu. Apoi, unde este nevoie de mustrare, trebuie să arătăm și mustrare, fraților. Trebuie să mustrăm. Pentru că dacă nu mustri pe cineva, omul acela n-are cum să se îndrepte și apoi nu poate să primească înțelepciunea lui Dumnezeu, fraților. Dacă nu se îndreaptă, dacă trăiește în continuare, în nelegiuire, în păcat, omul acela nu are cum să se îndrepte și să primească înțelepciune de la Dumnezeu, ca omul acela, ca copilul Dumnezeu, ca fratele nostru, ca sora noastră, să vadă cu adevărat care este calea care duce spre cer. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune și adevăr în inimile noastre, pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să ne doară lucrul acesta. Pentru că suntem mădulare unii altora. Deci dacă mă doare degetul acesta, mă va durea tot trupul. Mai înainte, fratele a spus, dacă pe sora este necaz, în durere, păi mă doare și pe mine. Dar dacă nu simt lucrul acesta, și ce se întâmplă? Trăim în nelegiuire, fraților. Trăim în păcat, în nepăsare. Nu ne pasă de cei din jurul nostru. Suntem egoiști. De atâtea ori suntem egoiști, fraților. Nu ne pasă. Și Dumnezeu să ne păzească, să ne ferească, pentru că astfel spune Cuvântul Dumnezeu, dăm prilej diavolului. Îi dăm prilej să aibă putere asupra noastră. Și noi nu vrem lucrul acesta. Ci asupra noastră să aibă putere Domnul Iisus Hristos. Amin. El să-și manifeste puterea în fiecare dintre noi. Amin. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Amin. În toate. Amin. Bun, spune aici mai departe, mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele asupra mâniei voastre, vedeți? Mâniați-vă și nu păcătuiți. Este cu neputință să nu te superi, să nu, eu știu, să greșești. Dar lucrurile acestea nu trebuie să dureze mult. Pe moment trebuie să fie. Să le uiți, să le ștergi și să le faci în așa fel, să-ți pară rău. Că dacă îți pare rău, nu va mai apune soarele, vă spun eu. Dacă îți pare rău în sinea ta că ai făcut o greșeală, te-ai mâniat, ai făcut ceva, nu va mai apărea soare, nu va mai pune soarele peste mânia ta. Și vei imediat vei avea puterea aceea să-L uiți, pentru că în noi, spune Cuvântul lui Dumnezeu, a pus ceva mai tare. A pus o putere. Amin. A pus Duhul Său cel Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Spune aici, cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă, să dea celui lipsit. Dumnezeu ne învață să fim cinstiți. Amin. Să fim harnici, frate. Să că dacă ești harnic și cinstit, cu bucurie, să știți, vei da și la cel lipsit. Amin. Vei simți și pentru cel lipsit. Dar dacă este păcat în viața ta, nu vei mai putea face lucrul acesta. În pagina Sfintei Scripturii erau oameni bogați. Oameni care au deținut averi enorme, bogății enorme, care astăzi se poate măsura în sute de mii, milioane de dolari, de euro, cum ați vrea să le calculați. Enorme. Dar oamenii aceștia l-au slujit pe Dumnezeu. Spune și Iov la rândul lui, spune, dacă aș fi văzut vreo văduvă și mi-aș fi întors cumva privirile de la ea, dacă un sărac ar fi bătut la ușa mea și nu l-aș fi ajutat, dacă un flămând l-aș fi văzut și nu i-aș fi dat de mâncare. Iov le-a făcut toate aceste lucruri. Era un om bogat. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Ce a fost ieri la evangelizare? Ați auzit despre mărturia fraților și despre ceea ce predica? Ce sume enorme să învârt în biserica fratelui Cornel Avram din biserica Happy Valley, Valea Fericirii, ce frumos nume. Știți ce fac cu oamenii aceștia? Așa ar trebui să fie și în biserica noastră, fraților. Atunci când ceea ce ai consider că nu este al tău, este al lui Dumnezeu. Amin. Și din ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat și dă-i mai departe, s-ar putea de multe ori, să știți, să-L furăm și în privința aceasta pe Dumnezeu. Așa este, da. Să credem că este a noastră. Este a noastră, noi merităm. Că lucrul acela este a noastră și noi îl dobândim. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Pentru că dacă ne vom schimba gândirea și în privința aceasta, dacă
mintea noastră, felul nostru de viață se va schimba și în această postura vieții noastre, să știți, Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu va turna binecuvântare. Bănuțul acela, unul singur, Dumnezeu îl va binecuvânta și Dumnezeu va lăsa pace, bucurie și spune aici, să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost precedit pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice luțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară din mijlocul nostru, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să piară din mijlocul nostru, pentru că Dumnezeu să pună în mintea noastră gândul veșniciei, că vom pleca de pe pământul acesta și ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Vom ajunge acolo. Viața aceasta este scurtă, frați și surori. Bucuriile acestea sunt de o clipă. Țin minte că la început când mi-am luat mașină nouă, atât eram de bucuros, dar în schimb, orice se întâmpla cu ea, mă întristam. Parcă puneam mai mult preț pe ea. Dar acum o folosesc ca doar un obiect pe care l-am în de mână să mă folosesc de el și atât și nimic mai mult. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să punem preț pe viața viitoare, pe ceea ce nu se vede și în ceea ce noi ne încredem și Dumnezeu să ne ajute. Și din, spune cuvântul mai departe, din potrivă, fiți buni unii cu alții, așa cum s-a spus, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin.